Скажите, есть информация, как он покинул Таджикистан, попал в Турцию, потом в Молдову? Как его путь последили? Bine, asta am stabilit-o noi în seara zilei de vineri, imediat când ne-a fost cunoscut cine este persoana, prin, am informat și la ziua de sâmbătă și vineri, prin comunicare bilaterală la acel moment cu autoritățile din Tajikistan, ni s-a comunicat că persoana a comis crima la data de 23, dar abia la data de 30 a fost întocmit fișierul pentru a fi anunțat în căutare internațională. Dar aici precizez, a fost întocmit fișierul, dar fișierul nu a fost încă introdus în sistemul informațional de căutare. Ca să fie foarte clar, la ziua de sâmbătă, fișierul încă nu era inclus în baza de date la căutare internațională. Din declarațiile colegilor din Tajikistan, persoana a părăsit teritoriul Tajikistanului spre Uzbekistan ilegal, deci nu a figurat la frontieră. Din Uzbekistan a zburat în Turcia, dacă nu dau greș pe data de 26. Nu vreau să dau greș aici și îmi cer scuze dacă fac o declarație greșită, dar oricum a zburat spre Turcia și din Turcia a zburat la Chișinău. Вы не планируете менять правила ношения оружия в этой зоне? Sunt aspecte protocolare instituite de fiecare instituție a statului. Aceasta va fi una din procesele de examinare, dar cred că este prematur ca să spunem acum că este necesar de a scoate sau de a nu scoate utilizarea armei. Este prematur.